Avem acest punct de la ordinea de zi. La primul punct este propusă un proiect de hotărâre privind aprobarea socializației anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău pentru anul curent. Inițiator funcțional. La punctul al doilea, proiect Diamant, în ghilimele spus, tot pentru aprobarea socializației anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Asta e cu apă. Pentru anul 2022, inițiator funcțional. La punctul al treilea, prezentarea raportului de activitate al domnului Botez Cristian, viceprimar al Comunei Bogdănești de Bacău, de la alege până în prezent. Punctul 4. Își propune ceva similar cu punctul 3, și anume prezentarea rapoartelor de activitate de către consiliere local, care se compun consiliul local al Comunei Bogdănești, de la alege până în prezent. Și punctul al 5-lea, prezentă cu urmă noastră, și anume solicitarea adresată consiliului local. Pun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cu constată o unanimitate. Nu rămâne decât să dau stafeta președintelui de ședință. Vedeți seama? Trebuie să ne vedeți seama să punem un proces pe oameni. Putem? Să da, sper să poate rezolva. Și domnul primar va propune ca din comisie pe doamna consilier Dan. Președinte. Mai există o propunere? Asociația respectivă are un statut cu drepturi și obligații.
adreța venită de la AGA Adis și ca atare suntem în, în demei legal și interesat fără cale de întoarcere, decât în cazul când ne-ați amintit de consecință. Mă feresc, sunt convins că acest proiect de hotărâre a fost corect înțeles, nu vezi și legal și va fi admis. Atât, de până. Mulțumim. Dar vă mulțumim comisiei centrale pentru mai multe informații. Da, comisia numărul 1 e mai ca avizat favorabil. Fac verificări prin comun și discut cu cetățenii, selectarea
bunătatea lor au înțeles acel lucru. Am adus de la Bacos armenajeri. Cei care doresc să adune noi să le pot veni la primărie pentru a primi câte 3 saci de familie pe lună. Am curățat cu rulul excavator toate marile râului Elbrus, începând la punctul de fier Muntin, până la Bătarul Poneștiu, adică în jur de 200 de ore placa excavatorului. Asta am făcut de mai multe ori. Împreună cu elevi și cu gimnaziele române și persoanele care aveau de prestat muncă în folosul comunității, am adunat pietrele și recipientele din sânătate de pe malul râului Elbrus. Când am preluat această funcție, aveam 4 persoane asistent social, din care în momentul de față mai sunt 6, deoarece unul dintre ei are vârsta de pensionare, iar 7 dintre ei și-au dat demisia. Nu au fost dați afară, cum s-au auzit. Cei 6 care au rămas au de făcut câte 10 ore pe lună. În total ar fi 60 de ore pe lună, care nu pot acoperi curățenia comune cu ei. În urmă, mai multă discuție am avut cu cei de la Adișelon Prest pentru refacerea traseului de mașini de bunătare a bunurilor pe ulițele greu accesibile din cauza drumului și copacilor. Am reușit să defișăm și să balastăm anumite zone care înainte nu intra mașina de gunoi. Astfel de zone sunt peste vale, cursă de la Danilă, de la intersecție Danilă până la capăt de strada asfaltată, Trigori, ulița intersecției Doară până la drumul Iorda, ulița Zagancea, în sat Filipești, ulița Mărăiești și ulița Zarzu Nicolae. Sperăm că în cel mai scurt timp să reușim să acoperim toate zonele, mai puțin Cozănești, din cauza pălării care este foarte îngust pentru mașina de gunoi. Am reușit să desfințiez cele 4 gropi de gunoi care au înfocat de infecție în zonele următoare. Muntenie, zona Bizericii Adventiste, peste vale, zona Bostan, Mătălin, fostele țiri de gaz metan care traversează râul Băituz și la Filipești, în spatele fabricii ceva. S-au montat 15 coșuri de gunoi din zona casei comune până la școală și în fața magazinului, din centru, și urmează a fi montat încă 2 de bucăți în Bogdănești și Filipești. De când am preluat acest mandat, am făcut foarte multe controle la cei de la apele române și gardă de medie, unele fiind din cauza reclamației. În urma controlelor efectuate, am reușit să țin sub control toate zonele, având în vedere că primăria nu dispune de mașină proprie și nici foarte multe persoane la asistenți sociali. Pentru a putea ține sub control curățenia, avem nevoie urgent de o mașină tip auto-utilitară cu care să ne putem face treaba, mai ales în caz de incendii calamități naturale. Am fost prezent la toate incendiile din comună, case, pășuni, la iluminatul public. În comuna Bogdănești am montat 70 de LED de 50 de W, 40 LED de 30 de W, s-au înlocuit în jur de 40 de becuri LED, încercând să le elimin pe cele cu bobină, care aveau un consum foarte mare. Am înlocuit LED de pe podul Festivale și podul Cozănești, cele demontate erau de proastă calitate și se ardeau becurile la 2 săptămâni. Cele mai multe lămpi au fost înlocuite în centru comun, îmbunătățind vizibilitatea străzii pe timp de noapte, deoarece au fost foarte multe accidente în lucrurile. Am cumpărat lămpi LED, 270 de bucăți, de 30 și 50 de W. De sărbători, de sărbătorile de iarnă, au fost cumpărate 18 ghirlande pentru înfrumusețarea comunei. Cu mai multe intervenții la cei de la Tergazuit, am reușit să obțin avizele de raportare pentru cele 5 stații de pompare apelor uzate. Am primit avizele de raportare și pentru montarea unui transformator de 100 kW pentru stația de epurare și bazine. Și totodată, prin mai multe discuții avute cu șeful de gaz, am convenit și alimentarea cu energie electrică a 25 de gospodării aflate în zona sat Filipești. Până la de la bazine până la fabrică Chevron și cei din Pețeana Unești. Reducând consumul de la PT1 Filipești și îmbunătățit iesenea la ieșire din Filipești către Bogdănești. În zona peste vale am făcut mai multe verificări cu domnul de la Delgaz și am convenit
să mai luăm o parte din consumatori din traful fost liceat de Bătănești pentru a îmbunătăți tensiunea în zona Ardelei. La aceste discuții au mai fost prezenți și domnul consilier Stanciu Gheorghe. Lucrările pentru îmbunătățirea rețelei electrice în zona peste Vale și Zalbace au început chiar ieri, pe 9.6.2022. Și nu în ultimul rând, întreținerea iluminatului public o fac eu personal datorită cunoștințelor mele pe care le am, pe partea electrică, scotind comună de 100.000 de lei pe lună. Datorită serviciilor făcute de mine, am reușit să achiziționăm mai multe lămpi cu LED. Încercăm până la sfârșitul anului să mai montăm cel puțin 100 de lămpi cu LED. La drum. În anul 2021 s-au făcut lucrări în următoarele zone. În data de 21.6.2021, pe proiectul rețeale, am intervenit la Filipești, în zona Mălăiești. Am scos de acolo în jur de 7 tone de moluz. S-a balastrat în jur de 150 metri de drum, s-a demolat podetul și s-a construit unul cu o deschidere mai mare. S-a deconmontat 150 metri de șans, de orice în zona respectivă, când veneau ploile, o bătrânică era inundată de fiecare dată. Și de când am făcut remediile, nu au mai fost probleme. În zona Bisericii Ortodoxe, tot în anul trecut, în data de 11.6.2021, a fost deconmontat șanțul de tren în fața stației și uliții bisericii. A fost curățat tot noroi și petișul adus de ploaie de pe ulții pe strada din N11, deoarece nu se putea circula. În zona peste Vale, am băgat balastru concasat de la intersecția Dascălul Mică până la intersecția Bostan Mădălin. Am curățat podul în pătat, coitului, de mai multe ori, podețul din zona Robos. În zona Zăgancea s-a refăcut 150 metri liniar drum, decolmatat 250 metri liniar de șanță. În zona Slobozia, de locuiește familia Boruță Viure, pe vremea când ploua continui, a adus balastul de pe pantă în josul pieții și a fost pus înapoi pe pantă, dar trebuie betonat cu timp, astfel vor cheltui bani la fiecare ploaie. Nu mai zic că în urma inundației de atunci au fost scoase la liberă foarte multe gunoaie. Le-am adunat pe toate persoanele de la ajutor social și persoane care aveau de prestat muncă în folosul comunității. Am balastrat 800 de metri de drum în zona Tălpou, mai exact de la ultima casă pe lângă cimitirul adventiștilor și am ieșit la Filipești la DN11. S-au făcut și două podețe cu țeavă corugată de 630 mm, unul la intrare cu vii din Tălpou și unul la ieșire din DN11 la Filipești. S-au mai recomandat și următoarele șanse la Filipești. Strada, la Filipești la stradă, partea dreaptă, cu un merge spre Ionești, 100 de metri liniar, Bocănești, Otar, 400 de metri liniar, de o parte și de alta șosele de Neuști, Munteni, 80 de metri liniar, peste Vale, în zona Bostan, Mădălin, 90 de metri liniar, întâlnire, 300 de metri liniar, Zagancea, până în zona Mădălinguște, Stanciu, Toate, 120 de metri liniar, peste Vale, de colmatat șanț, beton, zona Roșniță, 40 de metri. S-a mai deconotat șanț, 478 de metri de liniar, de unde vor fi, de unde sunt bazine, vor fi bazinele de apă, în dreapta străzii de DN11, până la stația de epurare. Și am dus-o la o adâncime, l-am dus șanț la o adâncime de 2 metri, pentru a putea cei de la drumurile naționale să deformateze podul sub traversare de N11. S-a făcut un șant la podul de N11 pe lângă fabrica Cerval, în lungime de 250 metri liniar. S-a făcut șant peste Vale, în zona Grozescu, de 80 de metri liniar și a fost și balastrat 60 de metri liniar. A fost făcut referat și contract pentru ce crea asfaltării, de ce
1030, strada Mântii și peste Vale, zona Adelie. Cel mai probabil nimic vor începe lucrări. S-au făcut și consolidări de mare în zona peste Vale, în jur de 500 de metri liniar, din care 200 de metri liniar gabion din stângă, în aval de pod, de pod în peste Vale. În zona Cozănești, în amată de pod, în jur de 150 de metri liniar, și în zona Adelie, 100 de metri liniar cu budoi sfaturi, deci s-au făcut mamată. S-a făcut 300 de metri linia de șanț în dealuliță Pușcașul, până în Pârâoaie. Armezidele făcute, dar prioritatea au fost urgențele. Nu mai zic că sunt șanțuri care nu au fost făcute de mai bine de 30 de ani și erau printre cele mai importante. Au fost făcute multe de colmatări, dar le-am mai înmărat pe cele mai principale. S-a făcut și drumul Iorda Manciu cu buldozer. În legătură cu pădurea. S-a schimbat baza de la stat, la privat, pentru că a avut un fel mai bun. S-a marcat în jur de 550 de metri probleme, ce urmează a fi scolarizat pentru a fi vândut. Mai avem de marcat în izlaz în jur de 500 de metri probleme. Deoarece s-au pădurit 20 de hectare, și nu știu care a fost motivul, de ce nu a fost curăță la timp izlav. Lemnul trebuie scos cât mai urgent, deoarece jumătate din cantitatea menționată mai sus sunt rupturi și putrezesc în pădure. Și asta nu depinde de mine, eu am făcut ce am avut de făcut, referatul și am fost pentru marcarea lemnului. Ar trebui să, cât mai urgent, să convocăm o comisie care să facă parte și din consiliul local pentru a face verificări în teren, deoarece e un bun al comunei și ar trebui să-i acordăm o atenție mai mare, ca de aici putem scoate mai mulți bani dacă mergem cu trecul. În legătură cu schimburile și donații de teren, am avut o contribuție foarte mare și datorită de ajutorului pe care l-am acordat, și fiind și foarte bun pentru prieteni cu aceștia. Am avut și în jur de 35 de proiecte de hotărâri la Consiliul Local și au trecut toate, majoritate pe salubritate, drumuri, pădurile comunale, pădurile comunale. Unul dintre proiectele de hotărâri menționate mai sus e și cel care am oferit Bisericii Adventiste de ziua a 7-a, suma de 40.000 de lei pentru a acoperi o parte din cheltuielile pentru renovarea bisericii. Din câte știu eu, nu a fost niciodată alocat bani pentru biserică, biserica aceasta. Ea a ajuns să se facă degradare, avansată și era un pericol pentru energie. Am avut referate în jur de 25-30, dintre care unul nu a fost aprobat, cel cu legătură cu câinii maidanezi. Și nu în ultimul rând, trebuie alocat bani din bugete de anul viitor pentru achiziționarea unei mașini auto-utilitare, de care este nevoie urgent pentru a putea menține curățenia în comună și a interveni la incendii, să nu mai ajungem să pierdem timp prețios în caz de calamități naturale. Am, împreună cu domnul primar, am recuperat terenul din spatele centrului eroilor, prin bunăvoință celui care l-a avut până acum în posesie. Spunem că dacă fac ceva pentru comun, îl va da cu mare plăcere. Și așa am hotărât să facem un pat pentru copiii din comun, deoarece am avut, dar a fost vândut, de către cei care au fost la conducere cu ani în urmă. Și văd că sunt unii dintre copiii lor care postează, așa zisele, nereguli din comună, uitând că părinții lor sau chiar bunicii au votat pentru schimbul de teren din centrul comunei, un teren care nu știu unde se află. Acesta ar trebui afișat pentru a fi văzut de acei tineri care nu au un loc de joacă sau bătrânii care nu au un sărbător cu nepoții. Nu voi fi niciodată de acord sau să dau un teren al primării oricărei persoane, chiar să fie și frate, fără a avea o bază legală de a plăti taxe și impozite către primăria București. Chiar dacă pentru aceasta, acest lucru aș pierde și votanți la următoarele alegeri. Cine a lăsat ca cetățenii să închidă fondurile și să creadă proprietari, să își asume.
Noi, în acest moment, din toată comuna, primim taxe doar pe terenul de la vot. Din mai multe discuții avute cu cetățenii, ar fi de acord să se dea de către primării teren și să plătească taxe și așa nu mai avea, nu mai ajunge la cercul între ei. Vă mulțumesc! Mincinos și prost consiliat.
și o să demonstrez în continuare acest lucru. El începe de vreo momentul de tuționat, doar o egoană din comuna Bogdaner, de Tăbăgău, am închis o suprafață de teren de câteva metri pătrați. Deci, ne sugerează faptul că de vreo nu cafe în suprafața, în prunduri de slăbătia pentru acele animale. Păi, am aici niște documente de cadastrare, realizate în primărie. Deci, sunt niște măsurători făcute de specialistul din primărie, pe care pot prezenta și la planare. Este vorba de suprafață de 761 metri pătrați. Deci, lucrurile sunt clare. Situate într-o parcelă cadastrată, 143, la categoria pășune. Ca dovadă că este așa, primăria dispune de documente fără echivoc aici. Aici am adus pentru, am susține afirmația, un registru de la cadastrarea sistematică care s-a efectuat în comuna Bogdaner în 83. Unde este menționat clar la parcela 143, ea este mai mare, 4.300 de metri, categoria pășune, și la situația juridică este menționată proprietatea cooperativă, pentru că în 1983 și conform Constituției și pe teritoriul Marii Muntenești stăm două tipuri de proprietate. Proprietate de stat cu proprietate cooperativă. Se poate vedea. Deci aici nu sunt de titulare. Nu e vorba de susținere. E vorba de, de foarte mult. Aici. Apoi, mai departe. Supresiunea vecinilor a venit la mine acasă și m-a forțat să-mi iau un dat făcut. Conform legislației în vigoare, ea se face de la început vinovat de mai multe fapte de natură infracțională, care nu sunt infracțiuni, evident că sunt contravenții, asta va fi registrat. Am delegat prin dispoziția pentru delegarea de la primar la domnul viceprimar, una din atribuții să facă controlul constructorilor fără autorizație. Asta presupune o destindere în teren al domnului viceprimar, eventual cu ajutorul inginerului, care are și în fișa postului să facă măsurători, atunci când și se încheie un proces verbal. Că nu pot să dispun măsuri decât respectând legislația. I-am trimis o somație în urma procesului verbal ca să-și ridice gardul în termen de 15 zile. Am făcut și o adresă la poliție. Pentru conform legislației și poliția poate ajuta. Evident, poliția ne-a ajutat cu un sfat să ne adresăm instanțe, ceea ce intenționez să facă. Acum, el prezintă o situație prin care încearcă să mă șantajeze. Într-adevăr, și așa este, de-a lungul timpului, mai sunt și alte care au mai închis. Și în suprafața cadastrată, cum este aici, și în afara suprafeței cadastrate, în alte acolo care aparține și este administrată de Apele Române. Am spus de la început că a fost și prost consiliat. Pentru că scrisul firmului a lui, singurul scris care îi aparține, e semnătură. E clar că este un principiu de drept. Fiecare răspunde de faptele lui. Să admitem și nu
domnul e futiliar, o să primesc constatări de la domnul viceprimar în legătură cu, cu ceilalți. Atunci o să fiu în măsură, mă rog, împreună cu el, sper, ca să termine să mă ajut și la celălalt. El, de la început, a învățat legea. A ocupat prin abuz suprafața respectivă, a intrat în, în conflict cu cetățenii din zonă, cunoaște cu toții care sunteți trăitori în statul Bogdănești, cam ce se întâmplă în zona respectivă. Este terenul de sport, care este trecut în inventarul bunului din domeniul public, dacă, dacă vă mai amintiți. Am primit cetățări verbale de la trăitorii din zonă. Unul din ei spunea că copiii nu mai pot folosi terenul de sport, că pot cel puțin împiedicat de animale și așa mai departe. Animale, știți ce fel de animale, abuze și știți pentru ce sunt abuze. La un moment dat. Deci, asta care, nu poate să mă șantajeze pe mine și chiar nu mă las șantajat și chiar nu mi-e teamă. Fac ceea ce îți spune legea. Când domnul primar mi-a dat voie să fac acest gard, în biroul său era domnul secretar Muncei Vasile și domnul viceprimar mă descris. Chiar am stat de vorbă cu domnul secretar și pur și simplu mi-a spus că nu și-a mergat de asemenea momentul unu. Și în al doilea rând, el n-a făcut o, o solicitare scrisă. Nimeni nu trebuia să facă mie solicitare scrisă, că eu nu am competență legală ca să dau cu sau fără liniere, cum credeți, un, un teren din, care face parte din, din patrimoniul comun. Când spun că face parte din patrimoniul comun, am demonstrat cu evidența din registru cadastral. Și dacă vă mai amintiți în toamnă, tocmai pentru a, a preveni escaladarea situației, am încercat și am promovat un proiect de hotărâre pentru a fi trecut în domeniul public. Care n-a trecut, dar acum nu mai discut circunstanțele, dar tot n-a trecut. Și atunci, ce mi-a mai rămas decât să mă comport ca un, un primar, el a luat tratarea de concluzie în acordul legislației, a perseverat. Acolo, pur și simplu, a ridicat un gard, încălcând prevederile esențiale din legea 50, care spune în mod clar la unul dintre articole că ridicarea unei construcții fără autorizare este faptă penală. Pe lângă cea care se referă la proprietate, că a ocupat o, o proprietate publică, nici nu poți să obții autorizație fără un document de, de proprietate. Și dacă ați trecut acolo proprietate, el a, a construit încălcând și legea drumurilor. Toți stâlpii care susțin împrejmuirea sunt la o jumătate de metru de drum respectiv. Ori legea drumului spune clar că n-ai voie să construiești în zona de siguranță, închipuiți-vă că pe timp de noapte, fiind o zonă mai puțin luminată, oricând se poate produce un accident. N-ai cum să nu iei măsuri și n-ai cum să nu mergi până, până la capăt. Am participat deci, în cunoștință de cauză la măsurătoarea terenului prin exterior. Bineînțeles că nu puteam pătrunde în suprafața împrejmuită, că avea doi dolăi care nu, care dădeau semne că nu ar fi niciun compromis. Am înțeles că vedere, nu și-a dus animale acolo și
împrejurire pentru depozitarea fondului la un moment dat. Se spune că viața e cel mai bun profesor, care să înveți mai de mult în administrat și mai ales aici în zona Muntenului, nu pot confirma aceste amintiri care mi-au dat la un moment dat, la începutul anilor 2000, a fost un incendiu în Munten, la o căpiță de fân, tot așa, într-o zonă cu pășuri, prin Maidan, cu Dezboie, la fel, lumea are parte pe acolo, cu pățările și așa mai departe. Și concluzia a fost următoarea. Omul care și-a depozitat fânul acolo nu avea altă posibilitate în condiții de eliminare a riscului de incendiu. Deci nu putea să-l depoziteze acasă. Păi nu era mai bine să-l depoziteze la streșul în acasă sau mai bine când l-a depozitat acolo la distanță de securitate. Și evident, concluzia e simplă. În anumite situații pot întinde de legi, dar fără să rup. Dacă el și-ar fi depozitat acolo o căpiță de fân de 5-5, să spunem, era o altă situație. Eu repet, în momentul când o să primesc documentația aferentă legislației, putem trimite documente la toate, n-am nicio problemă. Asta. Apoi, mai face o afirmație aici, că sunt amenințat de domnul primar, că dacă nu stric gardă, nu semnează orele pe care le fac la primărie. Dar oare de ce face ore la primărie? L-a chemat altcineva, el s-a oferit. Există posibilitatea, în urma unei hotărâri de instanță, ca cei care nu își plătesc obligația de față de bugetul local, într-adevăr, să fie convertite în ore de muncă folosul comunității. Are o listă întreagă, așa, îți trebuie răbdare, amende de circulație și așa mai departe. Ceea ce nu știe el și n-a știut nici cel care l-a consiliat, eu nu am de-a face cu semnătura de care e deci el. Dacă vă amintiți, în 2015 a fost adoptată hotărârea din Consiliu, hotărârea 32 din 26 august 2015, prin care am stabilit cum se procedează într-o situație similară, când o anumită persoană obligată printr-o hotărâre definitivă a instanței trebuie să presteze ore de muncă. Eu primesc de la jurist hotărârea definitivă care a venit la instanță și în scris m-am anunțat că trebuie să iau măsuri pentru ducerea la îndeplinirea hotărârii definitive care a venit de la instanță. Conform hotărârii pe care ați aprobat-o în termenul legal și lucrul bun, viceprimarul comunei răspunde de efectuarea orilor de muncă. Eu pun rezoluții pe aia. Domnul viceprimar, domnule viceprimar, am rugămintea să asigurați efectuarea orilor de muncă, având în vedere hotărârea 32 din 26 adoptat 2015. Atât. Eu nu mă mai întâlnesc cu documentul respectiv. Domnul viceprimar, îi pune la treabă. De câteva ori l-am văzut. Într-adevăr, că față de cumpărurile pe care le are, ăsta e un pretext ca să nu-și efectueze în celelalte ore. Și domnul viceprimar, în baza evidenței pe care o realizează la fiecare persoană cu obligație, se prezintă la jurist și îi spune, uite, ăsta a fost atâtea ore cu efectuată în atâta. Și jurista comunică cu judecătorii onești care a emis hotărârea. Evident că eu le-am atras atenția să respecte treaba. Chiar îl rog public în fața camerei pe domnul viceprimar la următoarea ședință a Consiliului Local
trebuit o informare referitoare la felul cum sunt valorificate aceste sentințe. Apoi, el ce face în final? Spune aici, vă rugăm, mă rog, vă rog, să domnul consilier să mă analizat această cerere, să depuneți la afară. Concluzia mea e foarte simplă. El întâi a ocupat prin abuz o suprafață consistentă din proprietatea comune, pentru că această suprafață, vedeți, atenție la felul cum am menționat, n-a spus că e în domeniul public sau în domeniul privat, dar ea fiind cea la stradă, și aici avem situația juridică din 1983, înseamnă proprietate corporatiste, legislația la vigoare, mai precis legislația referitoare la fondul social, spune așa, dacă nu a fost solicitată această suprafață, această parțială, care ea are vreo 4.200 de zăduri, iar rămâne liberă, neocupată de mine, la dispoziția comisiei locale pentru fond social. Dacă vine cineva, are o cerere îndreptățită pentru reconstituirea dreptului de proprietate la categoria persoanei, comisia îl poate propune terenul respectiv. Îl poate atribui. Nu e cazul pentru că ăla n-a fost... Nu poate fi nimeni îndreptățit decât Consiliul Local. În momentul când se va termina, așa spune legea, aplicarea legilor fondului funciar, aceste suprafețe trec în inventarul comunei, în proprietatea comune. Deci, e clar că lucrurile sunt, nu sunt în lege. Deci, el mai întâi a ocupat undeva în toamna anului trecut. După aia, și-a dat seama că a încălcat legea și nu i-a agreat, după cum recunoaște și așa este. Nu este agreat de către vecini, pentru că i-a încălcat inclusiv legea mediului acolo. Cu prezenta animală, cu necurățenie și așa privat. Acum, prin această solicitare, el se victimizează și așteaptă de la dumneavoastră să dispuneți ceva. Păi ce puteți? Dispuneți decât o hotărâre. Dacă aveți temei legal considerat că el poate primi terenul, dar mă îndoiesc. Eu am început, împreună cu doamna Jorie, să întocmim o plângere penală. Și merg până la capăt, pentru că de-aia sunt primarul comunei și asta așteaptă comunitatea. Fiecare să respecte legea. Atât. Mulțumesc pentru atenție.